Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexit, în care o să mergem mai departe și o să explorăm cel de-al doilea dungeon și am armură aproape completă. Mai îmi trebuie un chestplate și aia e. Deci, bun. Să vedem, până că nu mai am chesturi. Mă, da, aș putea să fac aici să mai pun încă un chest. Și după ce explorăm chestiuța aia, cred că ar trebui și noi să căutăm un loc în care să ne facem o casă. Pentru că deja devine ridicolă treaba, adică stau în chestia asta de aici. Punem chestul, punem tot din în chest. Mai puțin păstrez niște mâncare. De fapt, stai că n-am gândit bine. Că acum o să iau tot, pun aici, iau mâncarea. Sabia pun înapoi. Stai. N-avem suficient diamond pentru un chestplate, deci o să-l ținem pe ăsta de iron momentan. Luăm săgețile. Și niște mere. Pentru că putem. Și mai luăm și niște mâncare de-asta așa nefăcută și lemnul ăsta și hai la treabă. De fapt, hai să luăm și niște căul în caz că o să avem nevoie de torțe și credeți-mă, o să avem nevoie de torțe. Acum, hai să vedem în partea aia. La cât de aproape nici măcar n-am nevoie să deschid mapa. O să încerc să trec cât de repede pot prin el pentru că sunt puțin cam răgușit după cum probabil o să observați în acest clip. Și nu vreau să filmez, adică nici prea mult, nici prea puțin. Potrivit. A, super. Cât să, nu știu, nu fie nici prea puțin, dar să nu-mi pierd nici vocea. Sper să fac repede dungeonul ăsta, adică să nu dea prea multe bătăi de cap. Armura mea e aproape întreagă, dar presim că nu o să mai fie după ce se termin cu acest dungeon. Super. Luăm lemnul. Și hai să... Să ne urcăm frumos sus și... Cred că atât e... Oh, shit! What? Stai. Încă nu s-a spawnat căcatul ăsta. Lol, what? Nu se spawnează mobi. What the F? Wow, deci ăsta... Wow, cât bulan am putut să am, frate. Nu știu dacă e neapărat bulan, adică nu prea mai îmi dă niciun challenge așa. Da, no, s-a spawnat, i-am auzit, gata. Uite. Ok, ăsta o să moară repede. Bun, am scăpat de el. Și acum hai să vedem. Pe aici nu-i nimic. Deci cred că am scăpat fix de arcaș. Doamne, băi, deci mai am și eu noroc câteodată, nu pot să cred. Sau nu. Dar măcar am scăpat așa în mare de ei. Ah, lol, what the fuck. What? Ăștia se atacă între ei, mă. A, ba, nu, uite acolo. Ba, da. Se atacă între ei, dar mă refeream că trebuie să scap repede de ăsta. Mamă, cât de repede a picat să-mi bag picior. Oh, fuck. Ok, hai în camera asta. Un anvil. Hai să luăm anvilul cu noi. Pentru că de obicei astea sunt destul de bune. Și un de-asta cu un purple backpack. Așa. Atât zic eu că merge. Și luăm și patul cu noi în cazul în care o să avem nevoie vreodată. Și chestia aia își dă heal cumva. Oh, fuck. Mamă, chestia aia dă cu poțiuni. Da, o să fie interesting. Bun, am ajuns aici frumos. Și acum să vă mai văd eu pe voi ce mai îmi faceți. Decât să-mi dați așa cu poțiuni frumos, să... Oh, shit!
No, că ăsta, da, cred că a murit aici. Sau poate că nu n-a murit. Ba da, a murit. Da. Eram aproape sigur pentru că m-au prins într-o poziție destul de incomodă pentru mine și nu mai aveam ce să fac. Regenerare foarte mare nu aveam. Deci singura mea șansă era ca prin noroc să pot să scap cum ar veni. Pe scurt să-l omor pe ăla. A, să vezi ce frumos e că acum nu mi-am lăsat cale de intrare. Mă, da, știi ce-mi bag cu ceva de treabă, nu mai urcă așa îmi sparg direct un tunel către. Zici că-i pasă cuiva dacă dărâm puțin din dungeonul ăla. Mă rog, oricum. Mamă, ce urât. Deci înghit foarte greu. Dar nu știu ce am pus, adică n-am băut nimic rece cum ar veni, n-am mâncat înghețată cum făceam iarna trecută cu ultimul dobitoc. Dar nu întrebați. Când ești prost, ești prost, n-ai ce-i faci. E fix în casa am ajuns. În partea asta, la altă e un... What the fuck? Asta duce direct în turândul ăsta? Under construction, ok. De fapt... Stai, what? Nu, nu era aici. Măi, unde am ajuns? Aici, în partea asta, la altă, era... locul în care era să mor, dar au dispărut mobii. Ok, ciudat. Mamă, deci chiar mi-e foarte nasol să înghit. Ok. Acum. Hai sus să sperăm că nu pic pe aici, pe undeva. Pentru că dacă am picat, nu prea e bine. Adică îmi distrug din armură ca prost. Și așa armura mea nu-i cine știe ce. Ah. Deci oricum și așa nu am cine știe ce armură. Da. Mi era prea lene să mai cobor. Hai mă mori. Opa. Vreau să trag în arcași mai mult, sincer, nu prea am pasă de restul. Cu toate că ar fi frumos unul ăsta. Cum se numește? Un bow cu Infinity și cu Fire. Eventual și Knockback. Tu ce faci și mă, băi, băi, deci... Mă, urâtule, tu nu crezi că ai prins camul tupeu? Tu încerci să dai în mine. Las că arzi în flăcări... Pentru mine. Ok. Acum că n-am murit aici. Ceea ce sincer mă miră. Wow. Coal Mocha. De ce nu? Două paturi. Și un chest între... ceva îmi spune că ar trebui să iau astea, și astea, și astea. Uite-o, las aici. Ar trebui să bag niște carne pe mine. Ok, acum nu mai mi-e foame. Dar chiar vreau să văd ce e aici mai exact. E o de-asta sau... Bănuiesc că nu prea vedeți. Ok. Văd lumina de la capătul tunelului. Chestia asta s-ar putea să ducă chiar către un boss sau ceva. Nu știu exact. Da, clar duce undeva. Și ar trebui să pun niște torțe pe aici. Ok, noi ăștia au fost așa de umplutură. Puși să fie și ei. Au niște zombi, dar sincer nu zombi sunt cea mai mare problema mea acum. Ce urâți ăștia. Care îi aud că se spawnează pe aici pe undeva și aici e finalul. Ok. Dacă nu găsesc ceva rapid, o să ies pentru că n-am chef să petrec prea mult timp aici. Așa, mai ales că cu cât o să treacă mai mult, cu cât, că cu cât, da. Ce cacofonie frumoasă am făcut aici. Cu cât trece mai mult timp, cu atât
atât, o să vorbesc mai puțin și mai încet. Da, nu știu, puteam, adică să nu filmez, dar am zis că dacă o să... Și o să știu cum să filmez, adică nu știu dacă o să fiu suficient de inteligent încât să știu să mă opresc, chiar ar fi bine să pot filma. Mă, n-am găsit nimic, deci mai mult chiar puțin acum și dacă nu găsesc nimic, n-am de gând să stau să caut cai verzi pe pereți. Mă duc unde știu sigur că găsesc ceva și uite un zombie random care s-ar putea să ne dea ceva OP sau chiar nimic. Și incredibil, nu ne-a dat nimic. What a surprise. Îmi și distrug asta pe aici degeaba, armura. Opa. Opa. Mă, ăla e un spider mai mare? Ia stai. Ce cu spiderul ăla? Parcă e prea mare. Bun. E căcat. N-am ce să par un cuite arunca astea, că oricum n-am ce face cu ele. Ok. Oh shit, oh shit. N-am gândit-o prea bine pe asta. Ok. Hai să mai luăm ceva piatră. Ăla o fi ceva boss, dar ce boss să fie? Adică mi s-ar părea o chestie leneșe să fie pur și simplu un pungent, dar mai mare. Și până acum, oare cum să zicem că sunt leneșii care au făcut Hexit-ul? Adică n-au băgat cine știe ce mob, mai mult au reciclat scheleții și cam atât. Șelob. Da, e un mare boss ăla. Și noi o să stăm aici, like a boss și... Nu, 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 cine, ce, cum, ce căcat, încă ce? Mamă, cred că ne-a tras ca țăranul. În lavă. Și aici o să murim. Sau nu? Te rog, spune că nu murim. What the fuck, dude? What the fuck? Am murit, what the fuck, cum am căcat, am ars atâta. Mă scuzați. Deci nu că îmi bag ceva nea de treabă. Na, nici n-am de gând să dorm aici. O să dorm acolo să se salveze progresul. Adică, știi, să fiu mai aproape. Să nu mai mă duc de atâtea ore de aici până acolo. Dar ce dracu am ars atât? Știi, mă așteptam să par ceva, dar nu și chiar în halul ăsta. Adică, până la urmă, am avut de-asta de Diamond și nici măcar n-a contat. Păi nu, că îmi bag ceva de treabă. Cred că a reușit cumva să ne tragă, că am văzut că tot dătea cu un fel de pânză după monedă random pe masă. Că tot dătea cu ceva pânză după mine, noi, mine, nu știu exact. Mereu m-a bătut chestia asta. Ar trebui să vorbesc la singular sau la plural, adică... Cred că la singular ar fi mai ok. Cred. Avem patoacii și buții ăștia și șmecheri. Hai să ne culcăm. Deci până acum avem două moduri de a muri. Hai, ajungem până la 100. Doamne ferește. Aoleo, acum trebuie să găsesc căcatul ăla. Iar? I'm like really? Hai că dacă găsesc astea... Dacă găsesc torțele pe unde am mai fost, cred că ajung bine. Sper că nu-i prea departe, n-am de gând să stau să caut prea mult. Ok. Nici măcar nu mai pot să cânt ce n-ai. Mă rog, fredonesc că nu prea cânt. Mă rog, cântam, ca să zic corect. E, uite un chest. Sau nu, nu, un chest mi s-a părut doar. Pe unde m-am dus? Pe aici? Da.
Am topit niște gheață. Super. Nu știu cum am rămas, cum am reușit să rămân blocat așa. Deci ia uite, dracu și godie, mă tu. Mă tu. Șavră ordinară care mă tragi pe mine în lavă. What the fuck? Bun, mai luăm niște piatră. Și să sperăm că putem acoperi toată lava. Mă rog, oricum o să-mi las o bucată mică de... Știi, spațiu pe care să pot să trag liniștit. Cam așa. Și să nu mă poată trage țăranul ăsta. Măi, asta așa. De fapt, dacă stau și mă gândesc... Holy fuck, ce era să o pățesc aici ca un... ca ultimul dobitoc. Dacă stau să mă... Am pus-o și-o pasta, dar am mâncat-o, frate. Shit. Nope, nope, nope. N-am de gând. Dacă stau să mă gândesc, dacă chestia asta dă ceva OP, atunci nu vreau să pice în lavă, că dacă pic în lavă, s-a cam dus dracu. Deci o să facem, uite așa. Luăm niște piatră și mai punem. O să dureze ceva. Mamă, băi, deci practic nu pot să cred că mă chinuia ta să bat un păianjen gigantic. Bine, dar faza e că dacă... Deci s-a luminat așa dintr-o dată. Faza e că dacă... Stai, stai, că e apă sus. Da. Mai mult sau mai puțin. Uite, aici sigur e apă. Gata, uite. Perfect. Mai bine dată nici că se poate. Bun, am mai terminat, am mai rezolvat o problemă cu apa asta. Așa. Fuck, 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 fuck. O, da, de ce el m-a tras în lavă? Nope, nope, nu mai mă tragi. Wow, e de capul meu. Stați să mănânc ceva. Mamă, tare mi-e să nu vine vreun creeper acum, să-mi facă vreo surpriză de aia frumos. Bun. Nu! 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 Deci nu, deci nu, deci nu, deci nu, deci nu, deci nu! Hai repede, pică, pică, pică. Bun. Bun, frumos. Wow. Băi, mai sunt și eu inspirat din când în când. Mi-am distrus deja o groază din armură cu lava. Bun, acum dacă aș reuși să acopăr partea aia, cred că am reușit, gata. Unde dracu e? Uite-l. O să fie foarte interesant. Sper că am suficiente de-astea săgeți. Bine, hai să nu zicem mai... Oh, super! E bine că dacă vine aici pot să-i dau cu sabia, pentru că mi-era să știi... Mi-era că poate nu rezistă ăsta. Arcul. Da, știu, are logică, nu? Bun, așa, trage-mă mai aproape, că văd că nu-mi dai damage cu chestia asta dacă mă tragi. Și bănuiesc că dacă erai lângă mine, îmi dăteai și un mare poison. Chestia asta nu poate arde, aparent. Bun, câteva hituri și aia ar trebui să cam fie. Decât că ăsta... Așa, încă puțin. Vreo 4 hituri. 3 hituri. 2 hituri. Un hit, deci chiar așa. N-am luat-o chiar bine. Bun, un hit acum, gata. Bun, 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 bun. Chestia asta îmi convine. Deci ia uitați-vă voi ce frumos o ducem noi. Da. Cu un spider hook, wow! Chestia asta n-am mai văzut.
Spider Hook. Nu, de fapt, nu. Hook. Ia uite. Acolo există hook shot, nu, long shot și manual shot. Și vreau să văd cum se... Asta e Thieves Hood, pe bune. What the F? Asta este masca lui Deadpool, cel puțin așa mi-amintește. Hookshot, ia asta așa. Thieves Hood. Ok. O să vreau să-mi fac și o chestie de-aia. O, și uite aici și un chest, să sperăm. Da, nu-i cine știe ce, dar să zicem. Bănuiesc că... Ba, da, poți cu chestia asta să mă trag. Perfect. Acum o să pot să mă urc. O, dar are ceva rază, să știi. Cred că e cam cât manual shot-ul. O, da? O, da? Ha, e prea epică chestia asta. Ok, să zicem că s-a merit. Oh, shit. Da, chiar sunt curios de o chestie. Fuck. Mă rog, sunt curios dacă pot să trag mobila la mine. Știu că cu celelalte puteam... Bă, pune de acum am dus. Știu că cu celelalte puteam. Mă, ăsta era un fel de labirint, adică cum ar veni... Orice aș fi făcut tot acolo ajungeam, pentru că nu mai găsesc alte chestii. În fine, să zicem. Sunt curios cât de departe dă. Holy fucking god! Chestia asta e infinită. Sau are o rază ceva de genul 64 de pătrățele. Ia, stai. Ah, no, nu e infinită. Nu știu ce rază are, dar totuși raza e gigantică. Nu m-aș fi așteptat nici într-un milion de ani. Plus că știi, e foarte bine că poți să mergi mai repede. Da, știu, sunt foarte leneș, nici măcar să merg. Nu vreau, adică n-am chef. Bun, hai, am rezolvat o problemă cu Poyangenu. Și... Ok, that wombo combo, m-a aruncat un... Da, fătu-te în gură. Da, du-te dracu, hai să vedem care iar ca și mai șmecher. Păi vezi că tot eu sunt. Bun. Aoleu. What the fuck? Păi nu, că creeperia cred că mai bine îi lași să bubuie decât să-i bat sincer. Pe unde sunt? Nimic interesant. Oh. De asta vreau să iau. N-am nevoie. Vreau. Oh, da. Da, de ce nu? N-am nevoie de asta și de astea. Doi pastea, de ce nu? Și cam atât. Hai să vedem ce mai avem noi pe aici și a... Ok, trebuie să mergem sus. Mergem, noi mergem, da. Pe unde? De fapt, stai că mai trebuie să mai mă uit pe aici pe jos și n-am chef. Uite, am uitat o vacă aici. Aici, hodine vaca. Bun, acum că tot am băut aici... Doamne... Hei, uite o intrare. Acum că tot am bătut acest spider minunat și am ajuns în acest loc cu această manetă și acest tort. Mă, mie mi-e frică să trag maneta asta așa. Ce s-a întâmplat? What? Ia stai. Deci fără mișto că se întâmplă ceva, dar nu-mi dau seama ce. Ah, am înțeles, închid astea. Ok. Bă, dacă tot am făcut astea acum, hai să zicem că asta a fost cam tot pentru acum. Pentru că nu vreau să rămân de tot fără voce. Și o să mai revin cu un episod cât de curând. Însă până atunci, cam asta a fost tot. Thanks for watching, guys. Bye bye.